chestie foarte faină, că după concedii intrăm deja obosiți. E anormal dacă stăm să ne gândim. Pentru că noi, în mod normal, în concediu, ar trebui să ne încărcăm. Nu să venim descărcați și subnutriți pentru că am mâncat de toate și, între ghilimele, ne-am făcut de cap. Da, dar realitatea asta e. Pentru că, odată, un factor extrem de important e concentrația de vitamina D cu care noi intrăm în toamnă. De aceea le recomand tuturor pacienților, faceți-vă analiza de vitamina D, mergeți la orice laborator, cereți o analiză de vitamina D din sânge, de 5OH vitamina D. Și în funcție de ce valoare o are, să-și administreze un supliment pe o perioadă de 6-8 săptămâni, după aceea face pauză 10 zile, apoi reface analiza să vadă exact cât a asimilat. E important, în funcție de valoarea care iasă la laborator, să-și administreze doza, pentru că o doză uzuală, care e de 1000 sau de 2000 de UI, cum sunt suplimentele, poate să fie insuficientă pentru cineva care e la modul real într-o carență și are nevoie poate de 6.000 de 9.000 de unități pe zi pe o perioadă determinată, ca automat organismul tău începe să își umple rezerva și imunitatea ta va sta diferit. E foarte importantă această vitamina D și tu zici că la un moment dat, domne, soare, vară, am luat vitamina D de acolo. Nu e suficient. Nu e suficient pentru că noi românii suntem o nație de oameni care înțați în vitamina D. Adică eu n-am avut, cred că, niciun pacient căruia să-i dau analiza și care să vină cu ea în parametri. Și aici mai e o chestie de paranteză, să zic așa, și un detaliu foarte important. Intervalele de referință care apar la laboratoarele de analize îți spun că ești în parametri normal dacă ai deja bifes 30. 30 ca și valoare e prea mică. Ca să avem constant în jur de 50 ar fi la modul real benefic, cât să avem o protecție atât pe parte de imunitate, cât și pe sistem osos, dar și pe sistem hormonal, pentru că interconectează multe sisteme din corpul nostru vitamina D. Vitamina D e recomandată și copiilor, pot și ei să consume vitamina D? Vitamina D chiar e recomandată de la naștere, măsuri care se dau, doar că deja în momentul în care copilul e mai mare, adică vorbim deja de 2-3 ani, îi se poate recolta o analiză și se vede în funcție de cum stă, se administrează suplimente, ori sub formă de picături, ori sub formă de comprimate masticabile, care sunt foarte ușor de acceptat de către ei.